make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod din Career Mode cu Everton. După cum puteți vedea, avem un meci în deplasare la Sunderland, dar înainte să începem, nu uitați să lăsați și voi un like ca de fiecare dată dacă susțineți în continuare seria noastră și vreți să ne motivați să continuăm cu ea. Să începem meciul în deplasare de la Sunderland. Oh, bun, iată ce frumos este acest stadion al lui Sunderland cu o tribună destul de mare, sunt câțiva spectatori aici. Cel puțin știm cât de ridicată este audiența din Anglia, poate cea mai ridicată din lume, și cea din Germania mai este foarte ridicată, adică echipele sunt susținute de fani. Iată că recuperează Gareth Barry, bătrânul Gareth Barry cu o pasă pentru Romelu Lukaku, iese însă portarul lui Sunderland, chiar Costel Pantilimon este portarul lui Sunderland. O recuperare și o minge a lui Roder pentru Fletcher, foarte bine s-a opus acolo Jones. Și acum Barkley pentru Romelu Lukaku, face preluare bună Lukaku. Lukaku încearcă să treacă printre doi adversari, reușește să țină balonul în posesie. Lukaku trece, intră în careu, Lukaku continuă, centrare foarte bine, Chamberlain, șut în blocaj, faza continuă și nu este gol. Ce ocazie uriașă am avut aici, Romelu Lukaku a făcut o fază foarte, foarte frumoasă, dar nu am reușit să-l învingem, din păcate, pe Constel Pantilimon. S-a opus foarte bine în fața șutului lui Oxlade Chamberlain. Încă o dată Lukaku cu o trecere foarte frumoasă și o pasă în flancul stâng la Kevin Miralas. Miralas îi retrimite lui Lukaku în centru. Lukaku din nou apără Pantilimon. Este foarte înalt și să știți că ar fi putut avea probleme la acest șut pe colțul unga lui Lukaku, pentru că nu este foarte mobil, dar iată cum a reușit să apere acolo, mi-a amintit cu această paradă de parada uluitoare împotriva Argentinei. Dar până la urmă Barry, bătrânul Barry se întoarce și îl oprește Johnson, scapă la 1 cu Howard. Oh, apără Howard, un lob încercat acolo de Johnson, dar Howard a știut foarte bine ce să facă, a ieșit foarte bine la intimidare acolo. Fletcher continuă și o centrare, este minutul 44, scorul 0-0, dar este un meci foarte deschis cu ambele echipe care atacă de la o poartă la alta. Iată acum pe Fletcher, el a fost angajat la acest balon, balonul care este respins și nu reușim să ieșim cu mingea la picior din propriul careu, nu dăm cele mai precise mingi, cel puțin în această partidă care a fost pregătită foarte bine. Iată acum pe Fletcher, întoarce și pe Barkley și pe Stones. Încercăm să recuperăm, haide Stones, nu reușește, Johnson e careu, nu e bine, Johnson încearcă încă o dată un lob, lovitură de cap peste poarta noastră. Wow, ce ocazie monumentală a avut aici Johnson de a deschide scorul, dar încă o dată Tim Howard arată cât de mult își spune cuvântul experiența sa, cât de bine s-a întins la acel lob încercat de Johnson. O pasă acum foarte bună pentru Lukaku, gol! 1-0, Romelu Lukaku nu îl mai iartă aici pe Costel Pantilimon. Ce pasă a dat Distin, cred că el a fost cu această pasă, și execuția de atacatul lui Romelu Lukaku, care până la urmă îl învinge fără probleme aici pe Costel Pantilimon. Iată cum pendulează acolo piciorul cu exterior, împinge balonul în plasă, 7 goluri cred că în toate competițiile are Lukaku. Un marcator adevărat acest jucător. A dat un gol foarte frumos în meciul din optimile Europa League împotriva lui Dinamo Kiev. Meci câștigat foarte ușor de Dinamo Kiev, 5-2. O pasă acum pentru Larsson! Nu se poate, cât de repede au egalat în minutul 70. Larsson a reușit să îl învingă aici. Foarte bună execuția lui Larsson în fața lui Tim Howard. Haide Distin, Distin trebuie să recupereze, face pressing acolo și el și Baines, dar reușește o centrală, luftură de cap. Oh my god, ce reflex acolo a lui Howard. Nu se poate. Sunderland reușește să întoarcă scorul, a fost aici la poarta noastră. Cavanda s-a tras și în el. Era gol oricum dacă nu se trăgea Cavanda, Howard nu mai avea ce face. Chiar și la prima mingea spun eu că s-a dus în el. Haide De Bruyne, De Bruyne! Trage pe lângă poartă, minutul 85, 2-1 pentru Sunderland și nu am reușit nici la faza asta să egalăm. Cât ghinion putem să avem. Nu știu de ce avem ghinion ăsta în campionat, cel puțin în alte competiții, chiar și în alte competiții interne ne descurcăm foarte bine, dar în campionat vedem că lucrurile nu merg așa cum trebuie. Lukaku continuă, Lukaku sprintează, măcar un egal dacă am mai obține acum.
dar din păcate acest lucru nu este posibil. Sunderland reușește să țină bine de balon, recuperează foarte multe mici la centrul terenului. Iată acum pe De Bruyne, a încercat o pasă pentru Miralas, dar nu s-a așteptat la o astfel de angajare de la Kevin De Bruyne. Au revenit și numele jucătorilor, ciudat chestia asta. Minutul 90 și iată că suntem conduși cu 2-1, suntem pe cale chiar să pierdem, da, suntem pe cale să pierdem și o facem. În păcate o înfrângere usturătoare, dar cei de la Sunderland au jucat bine, cei drept pe terenul lor. Și Spurs câștigă și ea, chiar acum avem meci cu Spurs, iar noi trebuie să câștigăm dacă vrem să facem ceva. Iată că rămânem pe poziția a 10-a cu 16 puncte, dar trebuia să mai urcăm în clasament. Începe și acest meci foarte greu din deplasarea de la Spurs. Iată acum pe Kevin De Bruyne, este o ploaie foarte, foarte abundentă. Vedem cât de mult plouă. De Bruyne este în careu, Lukaku, centrarea lui De Bruyne pentru Lukaku, balonul este respins până la urmă. Cum spuneam, acest loc 10 nu îmi convine deloc, nu sunt mulțumit, dar ce putem face? Trebuie să ne luptăm în continuare, să obținem măcar un loc de cupele europene. Iată acum pe Miralas, este foarte greu în Premier League, sunt echipe foarte, foarte bine aici, foarte bune aici, bine cotate. Lamela pentru Eriksen. Îmi plac acești doi jucători foarte, foarte mult, Lamela și Eriksen. Și noul transfer din FIFA făcut aici de Tottenham, și anume Jackson Martinez, l-a luat de la Porto. Walker acum pentru Lamela, 1-1 cu Baines, trece Lamela, Baines revine, dar nu știe să deposedeze. Oh, un balon bâlbuit acolo în careul nostru, până la urmă este respins și iată-l pe Gerard Barry. Barry l-are acolo, în stânga l-avea pe Miralas, l-a preferat însă pe centru pe Romelu Lukaku. Ne bazăm foarte mult pe perelorile sale geniale, cum Nasser Chadli pentru Stefan Eriksen. Eriksen trece cu o pasă în care o apără Tim Howard. Ocazie uriașă acolo pentru Tottenham. Howard s-a opus excelent. Faza este că pe această ploaie nu putem juca. Mingea pe jos și asta ne ajută foarte mult. Iată o pasă lungă foarte bună peste apărare. Gol! Romelu Lukaku marchează atacantul nostru, splendidă fază, o pasă excelentă care a primit-o și deschide scorul 1-0 în plasa laterală. Cât de bine a plasat acest șut, 8 goluri face Lukaku, o medie foarte bună de goluri pe meci. N-am calculat media asta, să fiu sincer, dar marchează acum, a început să marcheze de la meci la meci belgianul. Și iată că reușim să ajungem în conducerea acestui meci cu o ploaie foarte, foarte greu de trecut. De aia, cum spuneam, echipele mai tehnice au probleme pe ploaie pentru că nu pot juca balonul la firul ierbii și trebuie să joace foarte mult pe sus, cum am jucat noi la faza golului, dacă ați observat. Iată acum pe Kevin De Bruyne cu o nouă pasă peste apărare pentru același Romelu Lukaku, cu o preluare bună, dar reușesc să se refieze cei patru fundași al lui Tottenham, toți au fost pe Lukaku. Jackson Martinez acum cu o pasă pentru Eric Lamela, în careul nostru Lamela, pasă pentru Eriksen, are șut bun Eriksen, dar apără Tim Howard. Ocazie din nou pentru Tottenham de a egala de această dată, pentru că a mai avut o prima ocazie a meciului, încă un șut peste poarta lui Howard. Spuneam de prima ocazie a meciului care cei de la Tottenham au avut-o, dar Howard s-a opus excelent. Cavanda trece, are viteză foarte bună acest Cavanda, iată, intră în centru, ce cursă frumoasă face Cavanda, o pasă pentru Lukaku! Ce fază frumoasă a făcut de unul singur acolo Cavanda, dar Lukaku nu a reușit să-l învingă în plate pe Hugo Lloris, portarul de națională al Franței. Sir Charlie 1-1 acolo cu Oxlade Chamberlain. Foarte bine se refiază Chamberlain și reușește să-l oprească pe Chadli. Acum capuie pentru Eriksen. Cavanda trebuie să-l mănânce acolo cu fulg cu tot, dar este făcut prea ușor. Cavanda, o centrare periculoasă pentru micuțul Lamela însă, și reușim să scoatem balonul din care pentru moment apără Howard. Incredibilul Howard s-a întins acolo și a reușit să apere. Ce meci mare face acum Tim Howard. Poate omul meciului la această oră, în această partidă. Să vedem pe Kevin De Bruyne cu un sprint foarte bun. De Bruyne trage, vom avea corner. Avem corner, minutul 42, obține lovitura de colț Kevin De Bruyne și bate ușor la colțul scurt De Bruyne, foarte frumos, continuă, este în careu, pase la Miralas, fault. Avem o lovitură liberă foarte bună care
ori eu spun să o bată De Bruyne, el trebuie să o bată, este singurul dreptaș care poate să bată în această fază. Benz este stângaș, am asta și de asta o să lăsăm pe Kevin De Bruyne. Să vedem dacă vom învinge pe portarul lui Spurs, Hugo Lloris, dar șutul lui De Bruyne a fost mult peste poartă, minutul 45. Suntem pe cale să intră la pauză cu un rezultat de 1-0 în avantajul nostru. O recuperare acum Miralce eroare acolo Miral

Nu se poate, șut apărat de Lloris, iată jucătorul lui Tottenham, nu se mai complică, aruncă mingea direct în afara terenului de joc. Oh, ce ocazie uriașă am avut, i-a lătat acum pe Lukaku, în care Lukaku cu o pasă încercată de acesta, șansă de a ne desprinde la două goluri avută de Miralas. A fost totuși un cadou care nici noi nu ne-am așteptat, făcut de stopperul Walker, cred că a fost cel care a făcut acest cadou lui Miralas, o greșeală mare. Ploaia a fost de vină, vedem că balonul nu are o traiectorie foarte bună, cred că ați observat asta cu toții. Iată acum pe Eriksen pentru Paulinho, reușim să scoatem foarte bine balonul din careu și acum este la balon De Bruyne cu o pasă lungă, un lung de linie încercat acolo pentru Lukaku, dar au reușit să intercepteze foarte bine cei de la Tottenham, se lasă aici avantaj. Intrăm foarte urât, suntem foarte dur, dar nu trebuie să ne jucăm aici cu lovituri libere de acest gen. O pasă foarte bună pentru Eriksen, apără Howard, nu se poate, Howard nu a reușit să oprească și a doua oară, Eriksen a avut șansă mare aici, a venit mingea în picior și din nou este 1-1, din păcate nu putem să ținem golul de 3 puncte și iată că nici De Bruyne nu reușește să bage balonul în plasă, ce păcat, puteam ține de acest rezultat dacă nu am avut atâta luciditate în contraatacuri, pentru că după cum vedeți suntem o echipă pe contraatacuri. Iată cât de bine au dezvoltat această fază Walker, continuă Walker, ce frumos a trecut acolo centrala lui Walker, este reținută foarte bine de Howard. Haide Howard să ne grăbim pentru că timpul va începe să ne prezese din minut în minut. Iată acum pe Kevin De Bruyne, De Bruyne cu o pasă pentru Lukaku, foarte bună pasa pentru Lukaku, un teclin acolo care îl oprește, spune stop lui Romelu Lukaku. Și capuie pentru Tottenham, o pasă foarte bună pentru Jackson Martinez. Cavan, dar reușește să-l oprească, 3 jucători pe Martinez, trage Martinez! Până la urmă Tim Howard apără. Să știți că mă uit la MLS și văd acolo portarii din America cât de buni sunt, serios. Și vă dați seama că și Howard este american și apără chiar foarte, foarte bine. Și faptul că în MLS se ratează pe bandă rulantă, asta este adevărat, nu se marchează foarte multe goluri. Dar îmi plac fanii, se bucură foarte mult de orice mici detalii. Dar să lăsăm astea, vedem că suntem egalați, suntem în postură de echipă egalată și trebuie să revenim în avantajul meciului, să luăm cele 3 puncte neapărat dacă vrem să fim pe un loc bun. Avem un nume destul de mare, avem o istorie și trebuie să o ținem vie, să spunem așa. Iar acum pe Jackson Martinez cu o pasă la Dembele. Dembele, Cavan încearcă acolo să-l oprească pe Dembele, dar nu reușește, o centrare periculoasă, balonul este respins și acum pasă pentru Miralas, de fapt este Barry, Gareth Barry, calcă strâmb ce a avut acolo, s-a auto-accidentat Gareth Barry și iată acum o pasă pentru Martinez, apără Howard încă o dată, bine Howard, măcar el ne salvează, Barry trebuie să iasă, doamne, doamne, nu e bine deloc ce se întâmplă, îl băgăm pe Besic. De Bruyne pentru Besic, noul intrat Besic, foarte bună pasa pentru Lukaku, Lukaku întoarce, Lukaku, corner, din păcate nu a reușit să bage balonul în plasă aici Romelu Lukaku, poate Chamberlain vine imediat adversar pe el și scoate o pasă la Barkley, minutul 88, Barkley trage peste poartă și scorul rămâne 1-1, trebuie să facem ceva, trebuie să găsim o minune. Este foarte greu, nu avem nici cel mai mare noroc după cum vedeți. Parcă ne blocăm pur și simplu și nu mai reușim să găsim soluții în fața porții. Iată acum pe Paulinho, 1-1 cu Baines, haide Baines, Baines nu poate să-l oprească acolo pe Paulinho. Poate tu Stones, o călcâia lui Paulinho, brazilianul se dă spectacol și o pasă pentru Martinez. Reușim să recuperăm 4 minute de prelungire, poate ultima fază a meciului. Iată acum pe De Bruyne, De Bruyne se duce de un singur, nu se poate, este oprit. Hai. Nu, 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 nu,
Doamne, că arbitru ăsta nu înțelege deloc jocul, e 4 minute de prelungire și cred că vom pierde și aceste 3 puncte. Iată la cum pe Martinez, Martinez apără Tim Howard și cred că ăsta, da, ăsta este rezultatul. 1-1, nu am reușit nici aici să ne impunem, din păcate luăm doar un punct și asta nu este foarte bine pentru noi. Nu ne pică de bloc bine acest rezultat, am văzut acolo că Liverpool a reușit să câștige și asta, știm că Liverpool este o pretendentă, o concurentă a noastră la locurile de Champions League. Batem în Capital One Cup pe Blackpool cu 5-0 și avem un meci pe terenul nostru împotriva Luzern în Europa League, simulăm și pe acesta normal, să vedem ce vom face. 5-0 și aici Lukaku cu o dublă, foarte bună și în acest meci Lukaku, ofertă de la Danemarca. Din păcate, dacă merge și noi bine în campionat, Berry se accidentează 2 luni, oricum nu era titular, dar totuși este un jucător cu experiență Berry. Și următorul episod vom avea un meci foarte greu împotriva Diavolilor Roșii. Este foarte, foarte greu meciul care ne așteaptă, dar sperăm să trecem cu brio peste el. Eu am fost Ultra FIFA, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!